Bună ziua, doamne, că și bun găsit la Terea cu microfonul. Noi suntem la clasa a șasea, deci tema pentru acasă. Acasă, clasa a șasea. Așa, doamne. Dar îți spune reelerea un corect de operație cu fracții. Ai lucrat ceva? Da, da. Așa, și dacă ai ceva care nu... Da, știți că m-am sunat-o și nu m-am răspuns. Nu am răspuns, nu. Probabil vreau să sun eu. Da. A, e posibil așa. O să sun eu. Tu mă ai numărul telefon acela, da? Da, da. A, așa, că eu nu știu când mă am acolo, o să sun eu. Bun, mergem, deci eu am pentru acasă, clasa a șasea. Și a făcut operații cu fracții, nu? Da. Operații cu fracții. Cu fracții. Dar să vă amintiți că am trecut în clasa a cincea, la sfârșit undeva, s-a făcut operații cu fracții și numere zecimale și cu... Da. Adică cele două variante. Fracții văzute, fracții ordinare și fracții zecimale, nu? Și ia să vă dăm la e rece aici. Așa. Deci cele două variante și ne-a repetat. Cum se adună două sau mai multe fracții? Hai să le vedem din nou. Se adună la aceeași bază și se adună la aceeași numitor. La aceeași numitor, da. Și se adună experiențe. Și nu numărătorii. Da, deci important să adunem la aceeași numitor la adunarea și la scădere. Da? Asta este esențial să știm. Adunarea scădere, atunci la aceeași numitor. Eu repet, asta atunci cel mai mic multiplu comun, descompune numitorul, nu? Toată povestea ce. Cum se mulțesc? Prima cu a doua inversată. Nu? Nu, se mulțesc între ei, numărătorii și numitorii. Da? La mulțit numărătorii între ei și numitorii între ei, o dată. Iar cât privește împărțirea, aici este. Da, prima cu a doua inversată. Și esențial, absolut esențial, ori de câte ori cu fracții, trebuie să încercăm să avem fracții de care? Ireductibile. Că dacă sunt așa și mai poți simplificate, le simplificăm și nu neapărat de lucru. De multe ori sunt de-aia mici știu care ți se apără ții mai interesant din cele care ai avut. Da. Sau dacă nu găsesc eu unul, care să le bine... Am vrut până la șapte, deci nu mi-e s-o părut așa de greu. Am înțeles, da. Păi, știi ce? O să facem, o să încercăm acum să găsim niște exerciții în care să... ne tăguințăm cât de cât. Efectuați. Efectuați. Unu plus 2 plus 3 plus 100. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 100 supra 2 plus 4 plus 6 plus 200. 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte plus 200. Egal. Cum să facem aici? Plus B pe N, plus
nu mai facem niciodată. Da? Deci nu se poate face așa. Pentru că, invers, când ne avem așa, ce facem? Ce trebuie să faci ca să ajutăm? Că îți aduci la aceeași unitor. Da? Deci nu, nu putem face așa. Altceva. O altă idee. Și îmi trebuie idei aici, nu? 1 plus 2 plus 3 plus 100. Adică îți poate numele de adunate până la 100. O sumă Gauss. Ne putem gândi că este o sumă Gauss și putem face chestia asta. Da? Da. Cu cine este egal într-o sumă Gauss? Sunt termeni consecutivi? Cum face? Care era formula? Sumă asta este egal cu primul al ultimului și supra 2, parcă. Primul adunat cu ultimul. Ori numărul de termeni supra 2 supra 2. Primul adunat cu primul cu ultimul, deci 1 plus 100. Ori câți termeni sunt ei, ori numărul lor, aici fiind consecutiv, știm sigur că sunt câți în momentul de față. 100. Ori 100, supra 2, da? Sau, o să spun împărțit la 3, da? Da. Tot aceeași lucru. Împărțit la 2. și jos, cât ar fi? 2 plus 4 plus 6 plus 200, ce este? Din 2 în 2... Tot o sumă, Gauss. Da? De doar că din 2 în 2, dar e important că ești din 2 în 2, deci se respectă rețeta. Da, se respectă rețeta. Poți fi din 3 în 3, din 4 în 4. Ei, deci tot așa. 2 plus 200. Ori câți sunt ei? Câți sunt ei oare? Trebuie să aflăm. Cum aflăm numărul termenilor? Primul minus avut. Primul minus 2 împărțirea 2. Primul, ultimul împărțirea 2. Așa făceam. 200 scădeam pe primul. 2 minus 1. Ori 2. Ori rația plus 1. Împărțeam la rație. Împărțeam. Da? Da. Deci din primul minus ultimul, împărțim la rație și plus 1, ca să adunăm câți, da? Deci primul plus ultimul, deci ar fi așa. Deci, pardon, din ultimul, a zis primul plus ultimul, ori numărul termenilor. Și zicem, numărul termenilor din suma asta e egal cu 200 minus 2 împărțit totul la cât? La 2 plus 1 și face 200 minus 2 face cât face 198 împărțit la 2 198 împărțit la 2 face 99 cred 9 și plus 1 100. Deci tot 100 de termeni sunt foarte interesant. Ori 100 deci egal cu 100. Ori 100 împărțit la 2. Și egal cu 1. Da, de 100 împărțit la 2 face cât? Fac 50 și aici tot 50 face, nu? Da. Deci, practic, 100 împărțit la 2 putem simplifica fracția asta. Când 100 împărțit la 2, 100 împărțit la 2 care face 50. Așa, dacă face 101, că 100 plus 1, totul supra, 2 plus 200 face cât? 2 plus 202. 202. 202, care va însemna 101 supra 2 ori 101. Să 202 fac 2 ori 101. Nu-i bine? E 2 ori 101. Și acum, 101 cu 101 se simplifică și face 1 pe 2. Deci toată chestia asta face 1 pe 2. Deci efectuați, am efectuat. Ce a fost aici? A fost o repetiție a ce înseamnă suma Gauss, nu? Când sunt toți consecutiv, numărul termenilor este ușor de aflat, că sunt exact cât îmi spune acolo. Dar dacă încercați suma de la 3? Venea 200 minus 3 împărțit. 100 minus 3. Da? Din ultimul scădem pe primul. Și împărțim la rație, rația este 1, merg din 1, 1. Și plus 1. Deci,
Dacă ar fost aici 100 minus 3 fac 97, plus 1, 98. Da, într-adevăr, că 2 sunt lăsați deoparte. Deci dacă începe de la 3, suma este tot o sumă ca 100, 3 plus 4 plus 5, dar important este să știm numărul termenul și atunci asta o să vă facem. Deci din primul, din ultimul scădem de primul, împărțim la rație, aici a fost din 2 în 2 și de ce am împărțit la 2, și plus 1 ca să adun ambele capete. În concluzie, aici a fost o repetiție a sumei de 8. Alte idei, ați mai fi încercat și altceva? V-a mai fi venit în minte și un alt model cu decât ăsta care am avut acum? Cum te gândești? Prima 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 100 cu cealaltă. Dar cum să simplificăm? Ar fi foarte interesant. Dacă apare și aici exact suma din mai sus, ce putem face aici? Uitați-vă la toți. La toți termenii aceste sume. Scădem cu termenul 1. Ce putem face când primim o sumă de termeni? Există o șmecherie care poate să o... Da, știu, ne-ați mai spus. Scoatem un factor comun. Da. Că toți sunt numere, toate, nu toți termenii sunt numere pare. 2, 4, 6, 8, 10. Deci se împart la 2 toți. Așadar, hai să luăm din nou exercițiu și am făcut așa. 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 100 supra 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte, plus 200, am face în final egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 100, supra, iată, dăm un factor comun pe cine spune asta? Pe 2. Și vine 2 pe lângă Ștefania, spune, 2 pe lângă. Pe lângă 1 plus da. 3. De ce 3? Păi 4 împărțit la 2 pe 2, 1 plus 2 plus 3. 3 plus 4 plus 3 de puncte plus 199. De ce? Pe 200 împărțit la 2? 100. Plus 100. Da? Iată ce observă. Ambele și numărătorul și numitorul. Iată aici 1 plus 2 plus 100. 1 plus 2 plus 100. Mie nu trebuie să fac plus, mă, că este identic variant de cantitatea asta de fapt, cea de jos. Dar pentru toată asta semnifică. Da? Când este 2 plus, dacă ar fi fost 2 plus, n-aveam voie să facem semnificarea asta. Deci e 2 ori. Și atunci simplificăm fracția pe toate chestia. Sus rămâne 1 și jos când rămâne. 2. 1 pe 2. Nu, dar ca și data trecută. 1 pe 2. Mult mai tare chestia asta. Mult mai rapid, nu? Da. Deci ce trebuie să observați? Varianta ne scoate în factorul comun. Eu am zis de la început, dar că nu era sigur, nu știam. Păi, dar trebuie să spui, domnule, facem așa, că avem voie. Atâta timp cât toți termenii sunt bani, scoate 2 în factor comun și în paranteza 1 plus 2 plus 3 plus 100, și ce fericit sunt acum, și îmi dăm unul pe doi și termina de chestiu. Nu? Deci, vezi, e un lucru important ăsta. Care din variante vi s-a părut mai interesant? A doua. Dar și din prima am învățat cum se calculează suma într-o suma Gauss, care e din povestea, când sal din 2 în 2, din 3 în 3, rația aceea trebuie văzută. Deci, ambele au fost lucruri interesante aici, nu? Ne-am ales cu ceva, cu ceva interesant aici. Mergem mai departe. Să alte chestii facem. Amin. Benic. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 100 supra 101 plus 102 plus puncte, puncte plus 200. Egal. Păi, cam ce, în cealaltă parte putem face? Adică? Adică 1 plus 2 plus 3 plus, plus puncte, puncte plus 100 supra 101
Nu, 1, pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus 5 puncte 100. Deci aici, jos, cum propui încă o dată? 1 plus 2 plus 3 plus 100? 1 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte 100. Pe primul copil, da? Da. Deci 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 100. Supra. Jos, aici n-am înțeles prea bine, mai spune o dată rapid. 1 pe lângă. 1 pe lângă. Unul pe lângă cineva, degeaba mai pun. Că unul da. Cineva, oriceva, faci tot unul. Unul pe lângă cine ai zis? 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte 100. Adică 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte 100. Ștefania, ce ești de acord? Adică... Păi de unde 1 plus 2 plus 3? De unde 1 plus 2 plus 3 plus 100? Păi eu mă referam că tot și de jos e din 1 în 1. Tot din 1 în 1 crezi, dar de la 100 încolo, 101, 102 și 100... E lăsat mai cu 1, dar 100 unde lași? Ca să mă apropii de ideea ta, aș scrie pe 101 ca fiind 100 plus 1. Deci, jos ar putea să fie scris așa. În loc de 101, 100 plus 1 plus apoi. Plus 1. Plus cât? În loc de 102? 100 plus 2. 100 plus 2. 100 plus 2. Asta e 102 plus 100 plus 3. Și pun puncte puncte. În loc de 200 pot să zic 100 plus 100. Sigur. Și atunci ar face câte sute găsim oare? Una, două, trei... Câte sute găsim? Mă, patru. De ce patru? Cinci, cinci. Scuze. Păi puncte, puncte nu sunt acolo. Câte sute? Chiar îi numără sutele. Una, două, trei, patru, o sută de sute. Deci va fi unu, unu plus doi, plus 3, plus puncte, puncte, plus 100, supra, 100 de alte 100, nu? 100 de alte 100, și plus, mai departe, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, plus puncte, puncte, plus 100. Bucata aceea de sus. Eu cred că abia acum am încercat să zicem ceva cât de mai corect. Deci, încă o dată, Darius, deci pe 101 am văzut ca 100 plus 1, pe 102 ca fiind 100 plus 2, pe 103 ca 100 plus 3 și mai 4, pe 200 ca fiind 100 plus 100. În momentul de față, ne permitem să zicem că am făcut mișcarea asta. Dar la ce ne-i spui folos? Aș putea oare să simplific mașina pe toată asta? De ce nu? Ba da, da. Zici da sau nu? Da. Ștefania, ar putea simplifica bucata asta de sus cu asta? Da. Da. Amândoi ați zis da, eu am să spun nu. E de parcă aș spune așa, 5 supra 2 plus 5, care face în final 5 pe 7, și voi spuneți că simplificăm 5 cu 5. Deci e greșit. Dacă ar fi ce operație aici, înmulțire, atunci am simplificat. Da? Deci nu e posibil așa ceva să face. Că în mod normal cât face aici? E cam cu 5 pe 7. Ar corect. Și dacă voi mergeți pe greșeala aceea, am face cât? 1 pe 2. Că se duce 5 cu 5, cum nici nu vreau să văd ce trăsnaie, o să zic. Deci ar fi 5 pe 7 și voi spuneți că e cam 1 pe 2. Bine că n-am scris, m-am pus întrebarea așa, dar nu se poate așa ceva, da? În concluzie, și aici,
plusul ăsta mă deranjează foarte tare. Dacă ai fost demulțit aici, ați fi avut dreptate că fracția putea fi simplificată prin toată cantitatea asta, fiind de acest sus și jos. Dar așa, din păcate, este doar adunarea. Și totuși, noi trebuie să facem niște asta. N-a mers ideea. Deci m-am apropiat de tine, am încercat să-ți înțeleg ideea, dar n-avem șanse să continuăm așa. Altă idee. Da, să facem Smagaus? Sigur că da. Ne gândim la Smagaus, că avem o variantă asta. Prima sumă știm să o calculăm, nu? Da. Zi-mi, te rog. Dacă am adunat 100 cu 1, 99 cu 2, 98 cu 3. Păi așa este. Asta face Gauss. Primul plus ultimul, ori câte perechi se fac? 50. De 10 mulțim cu 100, împărțim la 2. Da? Deci asta este ideea. În suma Gauss, asta se face. Primul plus ultimul, făcut 101. 2 și cu 99 face tot 101. Se fac 50 de perechi de acestea. Deci așa zicem. Primul plus ultimul, 1 plus 100. Ori numărul de termen, ori 100, împărțim la 2. Ori 50, nu? Ori 50. Că de ce 50? Că e 100, împărțit la 2. Așa, totul supra. Jos, cum se procedă. plus 101. Corect. Așa este. Primul plus 100, așa este. Și totul sumă de os. Deci 200. Sau 101. 101 plus 200. Ori numărul lor, câți termeni sunt și jos? 99. Păi e numărul 1, 2, 3, 100. Sunt tot 100. De ce e la 99? Pentru că dacă ar fi fost 100 plus 101 plus 102 până la 200 nu era 100. Dacă ai fost 100, la 100 cred că da, plus 101, plus 102, exact cum ai spune aici, dacă ai fost de la 0 plus, el numără 1, 2, 3, 100. 1, 2, 3, 100. Sunt 100 de termeni. Da. Altfel, dacă vrei să afli numărul lor, de 200 scădem pe 101, că așa știm tehnica. 200 scădem pe 101, fac 99. Împărțim la rație, dar rația este 1, nu mai e ca să împărțim. Și plus 1. Și 99 plus 1 fac tot 100. Deci sunt 101, 100 de termeni. Așa, am zis 101 plus 200, ori numărul lor, ori 100 de termeni, împărțim la 2. Și calcul. 101, ori cât este 100, împărțim la 2, fac 50. Totul suta 101 și 200 face 301. În voi 50. Aceeași chestie. Prin 50 simplificăm și face 101 supra 301. Acesta este rezultatul. Hai să ne vedem încă o dată, că ne-am ales cu niște lucruri interesante aici. A fost vorba de faptul că am descoperit niște greșeli pe care nu le faci niciodată, cum am descoperit și mai sus. Și știți că ați văzut de ce sunt vreo 2 cu 3 pe 4, că am închis, nu? Suntem atenți, nu mai facem greșelile acestea. Apoi, aici a fost o idee, am încercat să se descopere, dar ai văzut că am descompus pe 101 ca fiind 100 plus 1, pe 102 ca fiind 100 plus 2, 103 ca 100 plus 3, și ai văzut că au făcut câte sute? 100 de sute și plus suma 1 plus 2 plus 3. Și v-am împins spre momentul acela important, când voi ați fost tentați să simplificați 1 plus 2 plus 3 100 cu ce era jos, 1 plus 2 plus 3 plus 100. Nu se poate face și m-am arătat de ce. Pentru că numai dacă ar fi fost ce operație acolo, înmulțire, atunci am făcut treaba asta. A fost adunare, era 100 de 100, plus bucata aceea.
Da? Deci reținem foarte bine aceste lucruri ca să nu mai ieșim altă dată. Pentru că se întâmplă ca voi să faceți, mențineți greșelile acestea și la lucrare faceți, comiteți așa o greșeală și profesorul Petret anulează tot și tu spui, de ce n-a trebuit, doar am făcut bine. Da? Dar tu ai ascunsă o astfel de greșeală acolo și el ți-a descoperit-o și ți-a anulat punctul acela. Da? Deci, atenție multă, 3 supra 5 plus 3, n-ai ce-i faci. Nu se simplifică 3 cu 3. Dacă e plus sau minus. Da? Dar dacă ai 3, cât cu cine este egal? Faci ca 1. 3 cu 8 și punct. S-a terminat. Dacă ai 3 supra 5 la 3, acum 3 cu 3 simplifică. Că ar fi fost 3 pe 15. Și îți implicăm în fracția aceea, o facem ire, cu timpul și facem 1 pe 5. Așa, da. Da, da. Aici, numai 7 cu capul. Da? Sper că ați înțeles voi și ați înțeles că au înțeles și toți prietenii noștri cam care este situația aici. Deci noi ne-am străduit aici să anunțăm că nu putem face greșelile acestea. Avem foarte multe grijă în sensul ăsta. Ia să mai avem altceva. Deci am găsit o ieșiții în care am descoperit niște lacune pe care le-am punctat cât am putut de educare ca altă dată să nu le mai repetăm. E o parabă pentru voi, dar și pentru toți prietenii noștri care ne urmăresc. Sunt 50 de termeni. Așadar, ori 50
Deci, se cap 50, ori 50. Și totul de împărțit la 2. Așa e suma noastră, primul plus ultimul, câți termeni sunt ei? Și am aflat, sunt 50, împărțit la 2. Jos, dar râs. Facem 1 plus 2 plus... Nu, 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte 100 și este egal cu 2 plus 100. 2 plus 100, e tot o sumă ca ăsta. 2 plus 100. Apoi urmă la termen. Este egal cu 49 ori 49 împărțit la 2. Hai să vedem mai gândit. Păi am scăzut din 100 pe 2. Da, așa cu 490. L-am împărțit la rație la 2. Da, că rația e 2 și aici. Și plus 1. Și plus 1 ca să adună ambele capete. Deci tot 50 sunt aici, da? 50 împărțit la 2 din motive foarte precise. Formula Gauss spune așa, faci perechi de ceea și jumătate din numărul de teatru. Deci împărțit la 2. Și egal cu 1 plus 99 face 100, ori cât? Ori 25. Și sufra? 102. 25 cu 25. Și rămâne 100. 102. Și ne obținem în final, simplificăm totul prin 2. Așa, și vom avea 50 supra 51. Și cu asta am terminat exercițiul. Din nou și aici, autorul a vrut să vadă dacă stăpânim bine, ce? Stăpânim bine sumele Gauss. Nu? Asta a vrut prin exercițiul ăsta. La primul s-a putut face, vă amintiți, prin scoaterea factorului comun, n-a fost nevoie, dar la celălalt n-am avut altceva. De făcut decât să facem calculul ăsta. Determinați cifrele, ia să vedem. Determinați cifrele. Dacă cifre înseamnă de sumere de la 0 până la 9. A, B, C, A, B, C. Deci cifre. Iată cum eu încep să analizez. Știm că 2. Știm că A plus A virgulă B plus A virgulă BC plus A virgulă BCD BCD este egal cu 18,503. Deci se află pe ABC și D, AB și C, știind că ABC și D înseamnă. Deci se află ABC, știind că A, virgulă, A, virgulă, B, A, virgulă, BC și A, virgulă, BC, D. E, cred că ar fi și D trebuie să aflat. Ei sunt și D acel vedește în calcul. Deci și D trebuie să știm că are o relație asta. Aștept la voi o reacție. Cum ați încercat?
Dacă îmi dați o idee, eu mă apuc de problemă. Nu putem să înlocuim noi cifrele în căsine de acea număr. Păi asta ar fi. Asta este finalul. Să vedem ce punem în loc de litere. Iar ne trebuie. Și aflați pe A, B, C și D. Deci noi trebuie să înlocuim acolo cu cifrele noastre. În căsine de 80.503. Așa. Dar cât să fie au ca să poți să, la întâmplare? 5,5. Deci au să fie? 5,5. Dar dacă e cifră, au de la 0 până la 9. Că sunt cifre acolo. În baza 10. Au să fie atunci... Crezi că dacă dăm așa întâmplare A, B și C, ne ducem? Nu? Dar cum să facem? Totuși, trebuie să facem niște. O idee trebuie să ne vină. 4 împărțiri la 110,503. Cât? 4 împărțiri la 110,503. 4, dar de ce 4? Pentru că sunt 4 și acolo. 4 numere, zici tu. Și pe 4 împărți la? Nu, 110. 503 împart la 4. Dar ce sunt egale ele? Nu. Păi vezi, îi sunt împart la 4. Eu m-am gândit să descompune într-un fel. De exemplu, 205 îl descompunem ca 200 plus 5. Plus 5, da. Deci vreau să scrie numărul ăsta în baza 10. Da. Și ca să-l faci scris în baza 10, hai să vedem cum ar putea fi 2,357. Cum ar putea să fie ca să scăpăm de virgulă? Deci din numărul ăsta... Vine 2357 supra 1000. 2357 supra 1000, da? Deci 2357 totul supra 1000. De acord cu asta, da? Sunt 3 decimale. Așa am făcut. Păi să mergem ideea asta. A, ăsta să lăsăm așa. Deci el ar putea scrie așa. A plus. În loc de A, B, să zicem C. Fiecare o singură decimală. Nu de A, B. A din lui B. Nu de A din lui B. Păi, adică nu de 2,7. Cum putea zice? 2,7. Supra 10. Așa zicem și noi aici. Deci egal cu A, B, cu bara deasupra, dacă e număr de 2,5, A, B, supra 10. Plus. Cum am mai fi scris ABC acela? ABC supra 100. ABC. ABC. Dar nu ați greșit acolo. E 100. Supra 10, da? AB supra 10, da? Da. Și acum ABC supra 100. Plus. Plus ABCD. ABCD. ABCD supra 1000. E calcul și pe ăsta s-a transformat 18.503 totul supra 1000. Totul supra 1000. Și acum aș vrea să scriu totul supra 1000. Aici supra 1000 e bine. Adică
acțiile astea și știi bine la adunare, mă interesează să aibă aceeași viitor. Adică ar trebui să fie și aici o mie. Pentru asta mulțim și, am, și sus și jos. Cu cât mulțim? Cu? Cu la prima mulțim cu 100, la a doua cu 10. La prima cu 1000 chiar. A, 1000, da? Da. La a doua cu 10. Cu 1000, cu 100. Și aici cu 10. Deci ar veni 1000 ori A. Deci 1000 ori A, supra 1000. Plus, aici ar veni cu câte așa trebuie să mulțim cu? Cu 10 ori A. Ca să fie 1000, cât mi-a fost? 100. Deci plus A, B, de 20 ori la sfârșit urmat. A, B urma de 20 ori supra 1000 plus A, B, C de 0 și un 0 A, B, C și un 0 A, B, C și un 0 supra 1000 și plus A, B, C, D A, B, C, D supra 1000. Da? Egal cu 18.503 supra 1.000. Și acum, fiindcă au toate 1.000, nu rămâne decât să fac ce manevră. Să lasă o singură fracție, nu? O singură fracție cu numitor comun, 1.000. Și sus am 1000 ori A plus A, B, 0, 0 ori A, B, 0, 0, da? Plus A, B, C, 0 cu bară și plus A, B, C, D egal cu 18.503 supra 1000. Da? 18.503 supra 1000. Cele două fracții au aceeași numitor. 1000 și una și alta. Putem renunța la numitor. Și atunci ce devine identitatea? Ea devine 1000 ori A plus A, B, 0, 0 plus A, B, C, 0, bară plus A, B, C, D cu bară egal cu 18.503. Bun. Și acum, ăsta n-are 1000 de ardea. Nu? Deci nu am nicio treabă. Aici trebuie să scriu în baza 10. Cum să scrie 235 valoare? 235 înseamnă 2 ori 100. Da? Plus 3 ori 10. Plus 5. Nu așa să zice 235 înseamnă 2 ori 100. Plus 3 ori 10. Sunt 10 de aici. Și 5 unități. Cum vă scrie aici? A, B, 0, 0. A ori 1 urmat de 3 0 ori, adică A ori 1000. Uitați, hai să iau și un alt exemplu. 4375. Te rog, Darius, să-mi spui cum să spui cum s-a scris 4375. Ori 4000. 4000, adică 4 ori 1000. Da. Plus 3 ori 100. 3 ori 100. Plus 7 ori 10 plus 5. 7 ori 10 plus 5, da? Da. Așa scriu și eu. 1000 ori A plus aici. A ori 1000. Da. Da. A ori 1000. A ori 1000. Plus A ori nu? Urmează B-ul. Plus B ori 100. B ori 100. Și atâta, nu? B ori 100. Și plus. Da.
Mergem mai departe. Plus A o rămâne. Plus A o rămâne. A o rămâne. Plus B o răsută. B o răsută. Plus... Plus C ori 10. C ori 10. Și atâta bine, nu? Da. Plus... Plus... A o rămâne. A o rămâne. Plus B o răsută. Plus B o răsută. Ori... Plus... A, plus C ori 10. C ori 10 plus D, nu? Da. Egal cu... 18.503. Ei, câți de al de A avem? Avem 1.000, mai avem încă 1.000, 3.000. Încă 1.000, deci 3.000, nu? Deci ar veni 3.000 ori A plus deci una, da, două, patru. Trei, chiar patru sunt. Da. Deci patru, uite, dar una aici, a doua aici, a treia și a patra. Îi subliniez ca să nu mai ieșim. Deci 4.000 ori A plus... Plus... De 100. Am 100 de B, încă 100. Și încă 100. Plus 300. 300 ori B. Plus... Plus 10 C. Plus 20 C. Da. Plus 20 ori C. Și plus... Plus 10 D. Plus de ce 10 D? O singur D. Nu e singur D. Da. Da. Ce sunt doar așa. 20 de ce, da? Plus de este egal cu, în loc de 1000 sau 18.503, pot să zic 18 ori 1000, 18.000, 18 ori 1000, nu? 18.000, plus 5 ori 100, și plus 3. Egalitatea asta la ce vă duce pe voi? Cât să fie bunoară de obligatoriu? 3. 3. Uitați, unități, 3. Deci de aici rezultă că D e egal cu 3. O dată. Și ce e egal cu 100? Ce-o cât să fie? Ce-o să fie 100? 500. Da. Nu uita că ce-o este cifră. Deci ce are voie să fie de la 1, chiar de la 0, până la 9. Până la 9. Și dacă ce-o ar fi 0, ar dispărea 10-le. Da. Și eu n-aș mai avea nevoie cu 10, mă duce după 100. Da? Dar ce-o mai poate să fie și cât ca să... Să obțin aici de ori 100 de ori. 9. 9 e cam mult. Cred că 5. 5 ori 2 fac 10 și face 100, care se duce la sutele de aici, la adunare. Da. Deci, vedeți? Ce-o are două posibilități. Ce-o poate să fie 0 ca să mi-anuleze cifra 10 ori. Că vedeți aici, n-am 10. N-am 10. Sau ce-o poate să fie 5. Așadar, cazul întâi. Am găsit eu cam dat așa, că D-ul e egal cu cine? D-ul e egal cu 3. Parcă așa a fost calculul ăsta. D-ul e egal cu 3. Da. C-ul poate să fie ori 0, ori 5. Și dacă merge pe varianta 0, C-ul e 0, atunci dispare de aici. Da? Și ce rămâne acum? 300 ori B să facă 500.
numărul 5. Deci cu cât să fie, ca la mulțirea cu 3, să facă ceva cu... Ceva apropiat de 5. Da. Nu, 2,5. Nu. Nu, că e cifră. E cifră. Putem pune... Eu pot să fie 5, că 5 ori 3 fac 15. Și fac 1500. Și 500 numai bine la acoperă și 1000 rămâne pentru mai târziu, care se duce la A. Deci B1, atenție, poate să fie 500, 5 și numai bine se întâmplă chestia asta. Acum, dacă 1000 am câștigat-o, cât să fie A ori 4, A1 nu poate să fie decât 4 ori 4, 16. 4 ori 4, 16. Și cu 1000 aceea 17, dar n-am până la 18. Înseamnă că B1 n-a fost deștept ales. B1 ar fi, mi-ar fi plăcut să fie ceva care să mai dea încă un, încă mie, ca să facă 4, 4, 16. Deci B-ul de aici, dacă l-aș lua 5, am zis noi, 5 ori 3, 15. Dacă aș fi 7 ori 3, 21, nu-mi place că 2000 de câștig și le duc acolo, dar mie trebuie să-mi dea 500. 7 ori 3, 8 ori 3, 24, nu-mi place, 9 ori 3, 27 și nu-mi rămâne cu 5. Deci mă împiedică cerul ăsta l-am luat egal cu 0. Hai să vedem cu ce e egal cu 5. Vedeți că nu-mi dă voie să mă duc. Altfel spus, dacă eu aș fi adunat numele astea așa, închipuiți că făceam în felul următor. Suma asta așa. Le adun și le așez unde sub A, pe unită, sub unită, 10, sub 10. Da? Și vine A, 0, 0, 0. Că asta înseamnă A ori 1000, înseamnă A, 0, 0. Plus A, B, C, A, B, C, 0, plus A, B, C, D, A, B, C, D, și plus A, B, C, D, A, B, C, 0. Deci A ori 1, A, 0, 0, A, B, 0, 0, A, asta nu ca să spun, A, B, 0, 0, apoi A, B, C, 0. Și pe urmă A, B, C, D. Suma asta, acestor numere adunate, trebuie să-mi dea câte spune autorul. 18.000, 503. Și uitați, 0 plus 0 plus 0 plus D, să facă 3. Deci de aici, concluzia este că D este 3. Aici, C plus C, da? C plus C se facă 0. De două ori C se facă 0. Ori C-ul este 0, ori 5. Ori 5. Și cu 0 am văzut că nu mi-e place. Deci de aici mergem cu varianta C egal cu 5. Da? Deci C-ul egal cu 5. Atunci vine 5 plus 5 face 10. Și unul la domnul meu. Și aici vine B plus B plus B, 3 de B și cu 1, 1 care n-am adunat, se facă 5. Deci 3 de B și cu 1 se facă 5. Cât să fie B? B-ul dacă ar fi
1. Fac 3. Da. Și cu 1 adunat fac 4. Nu-mi place. B o să fie 2. 2 plus 2 plus 2, 6 și cu 1, 7. Nu-mi place. B o să fie 3. 9 plus 3 plus 3 plus 3, 9 și cu 1, 10. Nu-mi place. 5. B o să fie 4. Hai să dăm 4. 4 plus 4 plus 4, 3, 12 și cu 1, 13. Nu-mi place. B o să fie 5. 5, 10, 15 și cu 1, care l-am adunat. Deci nu merge. B o să fie 6. 6 ori 3, 18 și cu 1, 19. Tot nu-mi place. Da? 8. B o să fie 8 ori 3, 24 și 1, 25. Deci e bine? Da. Deci B o să fie cât? Am zis 8. Deci de aici vedeți B o egal cu 8. Da? Ce o am zis că este 5. Și atunci 24 și cu 1 fac 25. 5 și 2. Și acum de 4 ori au și cu 2 să fac 18. Cât să fie au ca să mese jocul? 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 18. Da. Deci obligatoriu A egal cu 4. Și cu asta am rezolvat problema. Deci iată că D egal cu 3, B egal cu 8, C egal A egal cu 4. Deci la întrebarea asta răspundem A egal cu 4, B egal cu cât? Cu 8, C egal cu 5 și D egal cu 3. Deci, dacă le adunăm acum, numele acestea ne dau exact așa. Hai să facem proba, pentru că iată chiar suntem curioși să vedem dacă am avut o treabă bună. Deci, vrem să vedem dacă lucrarea noastră a fost de calitate și este chiar plăcut așa. Adică pe cine vrem să adunăm? Pe A, cât este A-ul? 4. Plus A virgulă B. 4,8. Așa, da. Da? Plus 4,85. Plus 4,853. Să vedem dacă ne dă exact cât spune autorul, 18,503. Să ne așezăm una sub alta, că nu mai bine, nu? La adunare. Deci, 4,000, apoi 4,800, apoi 4,000, și bine la adunare să așezăm. Virgulă sub virgulă. 4,85. Da? 4,850. Și 4,853. 3. 10. 3,24 și 1,25. Da? 4, 4, 16 cu 2, 18. Este exact rezultatul cel. Hai să mai repetăm o dată că a fost destul de interesant aici, ne-am întrebuințat. Ce a fost aici ca idee? Cred că ne puteam duce deodată să ne imaginăm adunarea asta așa cum am văzut aici. A, virgulă, 0, 0. Deci puteam să am muncit ca mult, ne-am tot dus în stânga, în dreapta, am văzut noi ce știm fracțiile, dar puteam zice așa, A, 0,0,0. Puteam muncit așa, A, 0,0,0. Apoi, A, virgulă, B. A, virgulă, B. 0,0. 0,0.
Apoi, A, virgulă, B, C, 0. Și pe A, virgulă, B, C, D. Să facă rezultatul. Puneam rezultatul de desubt. 18, virgulă, 503. Și de aici se vedea că D-ul trebuie să fie obligatoriu 3. Iar aici, ce și cu ce să facă 0, fie că luăm pe ce egal cu cât? 0 sau 5. Foarte simplu. Uitați, m-am gândit. Ne duceți pe ideea mult mai rapidă. Luăm pe 0, zice că noi nu știam cu 0. Și acum, 3 egal de B și cu nimeni, de 3 ori B ca să facă 5, numai dacă B-ul este 5. Că 3 ori 5, 15. Da? Și vine la 5 și doar 1 rămânea pentru a trăi încolo. Și 4 ori 4, de 4 ori A, 4 ori 4, 16 și cum fac 17. Ne apropiam, dar nu. Nu ne duceam spre 18. Și atunci suntem obligați să ne întoarcem și pe ce să luăm, în ce variantă? 5. 5 cu 5 fac 10. Și acum, B plus B plus B și cu 1 ala adunat se fac cu 5, 3 ori 8, 24. Deci B-ul să fie 8. Că 3 ori 24 și cu 1 ala fac 25, mă duce foarte bine. Și îmi rămâne 2-ul care a adunat cu de 4 ori 16. Cu 16, fac exact 18. Deci, iată că după ce am muncit aici, dar tot în spiritul acestui, înseamnă reguli de la matematică, anume am trecut din... am înmulțit și am învățit cu 10, cu 100, ca scăpăm de virgulă. Pe urmă, am dorit să avem aceeași mitor, ideea de a aduna fracțiile, și ne-am dus la scrierea aceea. În final, ne-am dus așa ceva și sigur că ne-am apropiat. Am zis că 2 egal cu 3, a urmat aici să vedem pe ce, în două posibilități, ori 0, ori 5, dar am abandonat așa de noi, totuși, dacă am aranjat ceva aici, lucrurile ar fi parcă într-o altă nuanță. Așa că, ce vă propun eu să facem? În ziua, mulțumesc frumos! Știi, mi-a fost dor de... Fii atent de tine în mod deosebit. De Mario? Mario, da. Și el va simți în spus. Spun Mario, pentru că tu ești cel care dai culoare lecțiilor de la matematică. Copiii m-au și sunat o parte de cei de la clasa 1-i, că îți spun, da, Mario, ce faci? Când vine? Și am zis că Mario va sosi cât de curând. El a fost de cal din țară, nu? Și, na, a fost mai greu. S-a înzepezit, drumul greu, a fost dificil. Bun. Așadar, ce vă propun eu vouă? De la... operație cu fracții a fost important aici. Și de la capitolul ăsta să faceți în continuare să lucrăm. Cât mai multe ieșiți. Nu știu ce colegi ai tu. Este aceeași? Nu. Nu. Dar capitolul fracții, acolo, cu fracții, cum să adunăm, cum ne mulțim, cum ne împărțim, da? Și cât mai multe ieșiți. El se duce ușurele la început, dar el vă crește în dificultate. De la puteri sau de unde? Eu, da. Puteri? Nu, no, fracții. Așa. Aici când trebuie să dea până să descădem pe aici, da? Operație cu fracții, la pagina 80. Da? La 80, cât mai multe lucrați. Dacă mai puteți veni mâine, că vă aștept cu drag. Nu? Nu mai puteți. Nu mai puteți. Deci care sunt zilele care veniți voi ca să luni, luni, miercuri și vineri. Luni, miercuri și vineri. Marți nu poți veni, da? Bun. Deci rămânem așa în ideea asta ca program. Deci să oprim și să rezolvăm pe prietenii noștri să... Să se aboneze, să dea share și să dea un like. Așa, așa. La revedere!